Hai că facem, intrăm live imediat. Ok, vezi că ai share screen pe și ești live. Ah, ok. Suntem live acum? Da, 15 persoane se uită. Perfect. Am intrat din nou, nimic nu ne poate opri. Nu e o problemă, o să le explicăm imediat oamenilor ce s-a întâmplat. Practic, cineva... ne-a dat un report, probabil avem și oameni mai frustrați prin comunitate, adică nu sunt parte din comunitate, sunt așa, se mai trag ochiul din umbră și fac tot felul de chestii de genul ăsta, dar nu-i nicio problemă. O să avem grijă să-i blocăm, pentru că nu fac cinste. Adică am avut o discuție foarte fluidă. Cred că i-ai speriat, Harry, cu analiza ta profundă și cu cunoștințele tale. Se vede că ești în piața asta de foarte mult timp și că ai cunoștințe, know-how la un cu totul alt nivel. Imediat o să începem să discutăm despre lucruri importante pentru cei care n-au prins live-ul trecut. Imediat. Ok. O să discutăm niște lucruri foarte importante legate de piața cripto, de piața de capital. L-am alături de mine pe Harry, care este antreprenor și investitor. S-a prezentat în live-ul trecut, însă, din păcate, ne-a fost șters, probabil pe premisa că încălcăm anumite reguli, dar nu înțelegem ce reguli, termeni și condiții de YouTube, ceea ce mi se pare puțin ciudat, că n-am putut și eu să am un feedback sau un cuvânt de spus și ni s-a șters acest clip. În sfârșit, Harry este trader profesionist, scrie vorba de piața cripto, swing trader, adică tranzacționează pe poziții puțin mai lung, între 2 și 4 săptămâni. Ok. Când vine vorba de mine, cred că nu mai trebuie să facem introducere, pentru că mă știți deja de atâta timp. Sunt aici prezent cu voi zilnic, cu update-uri, când vine vorba de piața cripto și piața macroeconomică, care nu arată foarte bine în punctul acesta. Ok, cred că deci suntem... Dacă suntem ok, putem să revenim, nu? Vorbeai tu fix despre... Vorbeai fix despre zona asta care a fost spartă, când a fost acel... Ci că Google Meet, fără idioți. Mie mi-a părut că violarea termenelor YouTube... Putem încerca data viitoare. Putem încerca data viitoare pe Google Meet, să vedem. Poate acolo putem controla mai bine, știi, lucrurile astea. Nici eu n-am mai fost live pe YouTube, adică nu știu exact motivul, dar... Da, uitați ce ni se întâmplă, uite-te ce ni se întâmplă, Harry, că nu am pus... Uite-te câte comentarii avem de la boți. 418 comentarii, e abominant ce se întâmplă, deci trebuie să văd cum pot să blochez chat-ul ăsta, să nu se scrie așa abuziv, să se scrie tot la 3 minute, e groaznic. Observi și tu, Harry? Boții. Nu văd. Este pe live-ul ăsta? Da. Văd, uite la comentarii. Mai jos, dacă te uiți pe YouTube, nu la ce scriu oamenii. Am uitat să-l pun și nu știu cum, efectiv, cum să-l pun. Uite, modul lens. Se scrie la 5 secunde.
Of, și-au scris acum, ne-au invadat cu comentarii, din păcate. Da, asta e. Suntem 41 în momentul de față. Ok. Am pus modul mai lent, odată la 5 secunde se poate scrie un mesaj, ceea ce este foarte, foarte bine. Harry, rămânem aici pe graficul ăsta pe care ai rămas. Înainte să începem, vreau să spunem așa pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea care își dorește să poate să se uite ulterior la acest clip și să aprofundeze. O să, nu știu dacă mai trebuie să te prezinți odată, Harry. Da, o mai pot face încă o dată. Deci poți să mai faci o dată un introduction, dacă înainte să începem, ca să așa pe scurt, alături cu Harry m-am cunoscut la o conferință de cripto super tare în Abu Dhabi. Am avut un vibe foarte fain amândoi și am hotărât să facem niște lucruri foarte importante, foarte relevante împreună. O să creăm acum un grup de Discord cu membership. Avem Lite membership, o să fie la 15 euro și o să fie premium membership la 50 de euro, unde aveți discuții, semnale, adică nu sunt sfaturi financiare, o să fie tranzacții în care noi intrăm, pe care le puteți copia. O să fie ca o micuță școală, ca o micuță universitate, dacă doriți. O să mai aducem în timp profesori. Deja suntem în discuții cu alți câțiva oameni, profesori pe partea de trading, care sunt în domeniul ăsta de foarte mult timp și au ceea ce să vă livreze, pentru că am făcut un pool în urmă cu câteva zile aproximativ la mine pe Instagram și am avut foarte mulți oameni la ordinul sutelor care și-au dorit acest grup de Discord și m-au susținut, au fost alături de mine, m-au încurajat să merg în direcția asta, să fac chestia asta și am zis why not? Și de prima dată când am vorbit cu Harry, i-a plăcut foarte, foarte mult ideea. El și-a dorit de mult să implementeze un lucru de genul ăsta în România, însă n-avea comunitatea. În schimb, cum eu am o comunitate mai solidă, niște oameni relevanți, faini, alături de care să creștem aici. Școala va fi și pentru începători, scrie cineva, da. Deci cum am o comunitate faină, trag de deși dacă o să iasă ceva la un cu totul alt level, la un cu totul alt nivel. Așa ca o introducere, vorba mea, salutare națiune și bine v-am regăsit la un nou clip. De data asta live și foarte special, nu doar pentru că e live, ci pentru că l-avem alături de noi și pe Harry Edward. Și acum, Harry, o să te rog pe scurs să te prezinți din nou, pentru că te-am mai prezentat odată, dar pentru cei care o să vadă clipul ăsta ulterior, a fost șters. Sigur, da. Sigur, mă prezint încă o dată, așa pe scurt. Salut și mersi, Robert, pentru oportunitatea de a face asta împreună. La fel ca și pentru tine, este primul meu live pe YouTube, în principiu este primul meu webinar în care vorbesc cu cineva pe teme economice, pe partea de charturi, n-am mai făcut asta niciodată și chiar sunt foarte entuziasmat că putem face asta împreună și, cum ai spus și tu, avem acest vibe, avem foarte multe subiecte și cunoștințe care pot fi aduse împreună să creăm ceva cu adevărat folositor pentru toată comunitatea ta. Despre mine, eu tranzacționez pe piețe din 2017, când am investit prima dată în primul bull run pe Poloniex în martie 2017. După ce am participat la acel bull run, la care nu prea am avut experiență, dar totuși am avut, să spun așa, noroc, m-am axat pe piața de acțiuni, deoarece ca orice om, acel bear market a fost ceva mai brutal față de acesta, adică chiar bătea vântul în cripto, așa că m-am mutat pe partea de Forex inițial, unde am învățat foarte multe lucruri pe partea de macroeconomie, am învățat cum se mișcă aceste currency-uri, euro, dolar, dolar australian, în funcție de evenimentele macroeconomice de pe glob. Apoi m-am mutat, nu prea s-a prins Forex-ul de mine, mi s-a părut un pic plictisitor, acolo este nevoie de foarte, foarte multă răbdare, este în 95% din timp trebuie să aștepți în Forex, adică dacă vrei să fii un trader de succes, 99% trebuie doar să aștepți. Și m-am mutat pe acțiuni.
pe acțiuni sunt încă din 2019. Fac trading, investesc. În momentul acesta, în timpul COVID-ului, am investit o mare parte din economii, imediat după ce a fost acel crash. Am tranzacționat companii petroliere după COVID, am tranzacționat SPAC-uri, dacă știi, Robert, despre acele Special Purpose Acquisition Companies. Și apoi, când a început din nou bull run-ul în 2020-2021, am revenit din nou pe cripto. Și acum, practic, sunt pe aceste două domenii, în principiu pe acțiuni și pe cripto. Cu restul timpului mai am un business, este vorba de un lanț de cafenele. Dețin mai multe cafenele aici în București, și atunci când nu sunt în fața ecranului, uitându-mă la charturi și citind știri economice, sunt la cafea și beau cafea, știi? Adică este cu totul alt domeniu și mă ajută foarte mult că mă pot regăsi așa, pot să mă liniștesc, pot să-mi recalculez exact mișcările pe care vreau să le fac pe piață, dacă iau puțin time off the screen. Rămăsesem live-ul trecut la acest chart pe Bitcoin. Da, pe care o să trebuiască să îl mai parcurgi odată, după care să mergem un pic pe S&P 500. Și hai să ne întoarcem mai întâi pe S&P 500, unde prezint din nou scurt ceea ce am prezentat în live-ul trecut, după ce am avut această, să dau pe one week. Deci, ceea ce vedeți acum este chartul pe S&P 500, pe Standard & Poor 500, acesta este indicele Americii, este efectiv oglinda economiei, așa cum este ea relatată pe partea de charturi, adică dacă vrei să știi ce face economia Americii și în principiu economia globală are o foarte mare relevanță, trebuie să te uiți pe acest S&P 500, care conține top 500 companii din America. Putem vedea că după COVID am avut un bull run continuu, deci aici a fost crash-ul COVID. Apoi am avut un bull run continuu care s-a datorat printării banilor de către Banca Federală, aproximativ 8 trilioane de dolari printați și un quantitative easing, care înseamnă quantitative easing înseamnă un program prin care Banca Federală cumpără titluri de stat, cumpără acțiuni, astfel încât să ridice prețul activelor și economia practic să fie susținută deci, de către... practic acest quantitative easing și pentru cei care ne urmăresc să fie pentru tuturor, practic se pompează bani în piață. Exact. Se printează bani și cu acei bani, pe lângă printarea banilor care a fost distribuită către small business și către small business owners și către persoane fizice, pentru că au fost acele COVID relief checks, dacă ții minte, fiecare om, fiecare cetățean american a primit o sumă de bani cu care a putut să facă orice. Această creștere a fost atât de accelerată, deoarece toată lumea era acasă, toată lumea primea bani, nu știa ce să facă, păi uite, hai să investesc în acțiuni și în cripto. A fost unul dintre motivele acestui bull run, putem spune, din ultimii 2 ani. Dar totodată printarea banilor fără limită are și un efect negativ. Inflația, de care toată lumea a auzit în ultima perioadă, trăim vremurile cu cea mai mare inflație în ultimii 40 de ani. În America din 1970 nu a mai fost așa, nu a mai fost o inflație atât de mare și în principiu acum bătălia principală globală este să reducă inflația. Inflația se reduce prin oprirea printării banilor și prin programe de quantitative tightening, care înseamnă că băncile federale vând acele active pe care se scop bani din piață. Este opusul lui QE. Exact. Este fix opusul QE. În momentul acesta, de la 1 septembrie, chiar de astăzi, Banca Federală în America a început un quantitative tightening de 2 ori mai agresiv față de până acum. Ei fac asta cam de o lună și jumătate, dacă nu mă înșel, dar de astăzi, de la 1 septembrie, cred că scot aproximativ
30 de miliarde sau 300 de miliarde din piață, nu știu exact, dar este un program de quantitative tightening foarte, foarte agresiv. Mult mai mult, cred că undeva la 90 ceva de miliarde, oricum peste 50, mult mai mult o să scoată. Mă auzi? Da, te aud. Perfect. Suntem toți 95 de, deci am fost pe aproape. Da. În fiecare lună. În fiecare lună. Undeva în urmă, acum cu 4-5 ani de zile, se scoteau prin acest QT, Quantitative Tightening, din piață, pentru cei care nu știu, undeva la 57 de miliarde, între 50 și 60 de miliarde pe lună. Și acum am crescut exponențial, dacă putem spunem așa, și suntem undeva la 90 și între 90 și 100 de miliarde. Exorbitant. Pe măsură ce economia avansează și se printează mai mulți bani și aceste numere forcăște în continuu. Adică dacă se va întâmpla același lucru peste 10 ani, acești 90 de miliarde lunari vor părea mici față de ce quantitative tightening va fi nevoie pe viitor. Problema este că nu avem un istoric atât de mare ale acestor programe. Adică nimeni nu știe dacă va funcționa. Toată lumea este speriată de, cred că ai auzit termenul, de un Paul Volcker, mm-hmm, care este cel care a crescut rata de dobândă peste rata inflației în anii 70, astfel încât a prăbușit absolut de tot, absolut a adus economia la zero, cu prețul de a, cu scopul, de fapt, cu scopul de a îi da un, de a-i da un reset. Nimeni nu vrea asta, pentru că dacă mâine vine Jerome Powell și ridică rata de dobândă la 8%, cât este rata inflației, atunci chiar se va da un the big reset. Lumea economică și, practic, banii pe care îi avem noi în buzunar își vor pierde valoarea totală, adică va fi un haos complet și toată lumea încearcă să evite chestia asta prin ridicări de dobândă mici și constante. Dar încă nu știm dacă este suficient. Adică piețele reacționează, inflația reacționează puțin, a scăzut de la 9.1 la 8.6. Trebuie să vedem acum în septembrie ce date vor ieși. Sperăm că ele vor fi pozitive, să avem într-un fel măcar o atenuare, o cădere care este puțin atenuată. Depinde foarte mult de datele din septembrie, următoarele lumânări care vor fi printate pe acest chart vor depinde foarte mult de datele economice. Pentru că dacă ne uităm pe partea tehnică, unde am vrut să ajungem atunci când am intrat pe chart, dacă ne uităm pe partea tehnică, aici suntem într-un fel într-un mid-range, adică în momentul acesta este greu să prezici aici ce se va întâmpla în următoarele zile de tranzacționare, de exemplu săptămâna aceasta. Deoarece, după cum putem observa, Am vorbit cu tine, Robert, despre aceste zone în live-ul trecut. Avem aici o zonă foarte importantă care în trecut a fost suport. Avem o dată aici a fost penetrată, a acționat ca și o rezistență după o creștere, apoi a acționat ca și suport după piața a crescut, apoi după piața a început din nou să scadă din cauza războiului, din cauza inflației și putem vedea că a găsit aici suport în zona aceasta. După ce acest suport a fost spart, aici vedem cum acționează ca rezistență odată, iar aici a fost spart, dar din păcate aici unde aveam o confluență, unde mai era încă o rezistență și un trendline descendent, piața a reacționat negativ, a fost un impuls în jos și acum suntem într-un mid-range unde, din punctul meu de vedere, trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă pe partea de statistică, pe partea de calendar economic și să vedem exact cum o să reacționeze ori această zonă, dacă mai vedem o retragere până aici în 384, ori ne întoarcem la 416. Este foarte important ce se va întâmpla pe zilele următoare. Ca și o micuță paranteză, mulțumim pentru aceste update-uri importante, Harry. Ca și o micuță paranteză pentru cei care sunt acum live cu noi, vă salutăm cu drag. Lăsați în comentarii dacă ne auziți bine, în primul rând,
Și ajută foarte mult acest clip dacă îl distribuiți cunoștințelor care sunt interesate de lumea cripto, de piața de capital și așa mai departe. Și da, cum spuneam, ajută extrem de mult dacă dați un like la acest clip. Ajută foarte mult comunitatea și canalul. Totodată vă invit să mă urmăriți pe Instagram, pentru că în fiecare zi la story-uri vă las câteva intrări și ieșiri pe care eu le fac în piață și o să aflați când o să fie eligibil grupul de Discord la care lucrez de o bucată de vreme împreună cu Harry, care va fi unul din profesorii de pe grupul de Discord. Așa cum bine știți, grupul o să aibă două tipuri de membership. O să vă discutăm și despre Elrond, o să vrem să ne lăsați întrebări la final, o să puteți să le lăsați eventual de pe acum și le mai preluăm la final. Grupul de Discord o să fie ca un fel de, să zic, micuță universitate, o micuță școală, unde o să discutăm despre diferite semnale în care și tranzacții în care noi intrăm, practic nu neapărat sfaturi financiare, dar o să aveți expunere la ce intrăm noi și fiecare o să fie în dreptul lui responsabil dacă își dorește să intre sau nu, o să fiți expuși în permanență la ce se întâmplă în piața micro și macro. O să fie grupul light membership pentru toată lumea, care o să fie la 15 euro abonament pe lună sau 50 de euro premium membership, care o să fie tot pe lună. Acolo o să se întâmple lucruri mai interesante, evident, pentru că de asta este premium, dar o să aveți specificații, o să fie gata grupul de Discord, ce înseamnă light membership, ce înseamnă premium membership. Nu uitați să dați like, ajută extrem de mult clipul ăsta, să-l distribuiți la prieteni, la cunoștințe. Se va vorbi și de proiecte în fază incipientă în comunitate, da. Se va vorbi și despre tot felul de ICO-uri sau proiecte pe zona de NFT în fază incipientă, foarte importante, pentru că noi suntem conștienți că cele mai mari profituri se fac în ICO-uri, adică în startup-uri crypto, dacă putem să le spunem așa, initial coin offering, pardon, asta înseamnă un ICO. O să încercăm să vă expunem și să vă prezentăm fie în premium, cel mai des întâlnit, fie în light membership și proiecte în fază incipientă. Desigur. Exact. Revenind și toate aceste lucruri. Da, revenind la S&P 500, o analiză destul de profundă, exact ca și tine, Harry, că lăsând falsa modestie la o parte, know-how-ul tău și analiza ta pe chart-uri e clar la un next level și se vede că ești upgradat în permanență sau updatat, nu știu cum e corect, în permanență la ce se întâmplă în piața macroeconomică, nu doar în cripto, ceea ce ajută foarte mult. Immutable X, un feedback de la voi dacă se poate la final, dar pe scurt este un proiect foarte interesant. Eu am investit în el încă din fază incipientă în Immutable X, IMX, în sfârșit. Despre D-Grain, da, o să vedem la final. O să alegem, puteți să lăsați aici întrebările dumneavoastră. Nu uitați să distribuiți videoclipul ăsta, să dați like din nou. Ajută extrem de mult comunitatea. Acum o să mergem puțin pe BTC împreună cu Harry, o să discutăm puțin, poate să vă dăm și unul, două semnale la final interesante. Eu sunt într-o tranzacție pe EGLD. Inițial am vrut să ies la 53,33. Pentru cei care mă urmăriți deja pe Instagram, știți că am postat în ultima săptămână toate intrările și ieșirile mele, fiecare tranzacție pe care am făcut-o, toate s-au soldat în ultima săptămână, cel puțin cu o marjă de profitabilitate între 2-6% și în ultima lună mi-am și expus PNL-ul, a fost undeva la 20% și chiar am fost felicitat și de către Harry. Da, exact. Pe partea asta. Pe Eagle, și pe Eagle și pe PIR chiar ai fost profesor. Deci chiar au fost niște... Am urmărit și eu exact ce ai făcut. Chiar am luat două trade-uri pe PIR. Cu succes, că n-am avut niciunul cu eșec. Cu succes, că nici n-ai avut niciunul pe eșec, exact. Da. Vedem acum că indicele de frică și de lăcomie este la 20, a fost la 23. Și pentru cei care ați văzut clipul meu de pe YouTube de ieri, v-am spus că Bitcoin nu arată bine. Era o problemă dacă închidea sub 19.900, dar oricum este extrem de mare frică în piață și... Hai să vedem cum a închis. Pe monthly. Da.
Hai să vedem cum am închis pe margine. Deci, în principiu vorbeam cu Robert și live-ul trecut, istoric, în cripto, în acțiuni, de fapt pe toate piețele, ce să mai vorbim, pe toate piețele, luna septembrie este o lună nefavorabilă. Istoric, cam toate piețele scad în luna septembrie. Să vedem dacă acum va fi la fel, dar eu sunt de părere, așa cum v-am spus și mai devreme, că tot depinde în momentul acesta de datele economice care vor ieși în septembrie și de ceea ce va decide Banca Federală pe 20 sau 21 septembrie. Pe 21 septembrie. În momentul acesta avem o șansă de 76% pentru o ridicare de 75 de puncte și o rată de 50, un procent de 24% șansă pentru o ridicare de 50 de puncte. Deci, în principiu, cred că vom închide luna cum se închide de obicei, bearish. Dar rămâne de văzut dacă aceste statistici se vor schimba până la finalul lunii. Robert, deci, ce putem vedea aici pe monthly, pe Bitcoin? Într-adevăr, nu am avut o închidere sub nivel. Uh-huh. Deci am avut luna iulie. Într-adevăr, am închis această lună august puțin peste, dar din păcate am deschis septembrie sub nivelul acesta. sub nivelul mării. Sub nivelul mării, de 19.927. Ceea ce nu este chiar foarte ok. Dacă dăm mai aproape pe weekly, putem vedea acel flash crash de care ai spus tu. Hai să dăm pe 3 zile, de fapt. Pe 3 zile se vede mai bine puțin. Ok. Eu mă uit la mine și tu te uiți la tine. Deci am avut acel flash crash de la din zona aceasta de acumulare. Era aici un range. 32.000. Exact. 28-32.000 aici a fost un range important. A stat aproximativ o lună. Fix o lună a stat. Deci 7 mai, da. 7 iunie. Apoi a avut acel flash crash în care ne-am dus săgeată până în 17.500-17.600 și apoi am avut o formațiune care poate fi într-un fel considerat un fel de bear flag, dar nu sunt neapărat un fan al acestor formațiuni. Putem să spunem că e un bear flag. Nu este foarte bine că s-a spart, adică nu este un semn foarte bun. Eu consider că am avut aici acest summer rally pe care l-am putut vedea și în acțiuni, de exemplu. Ai specificat de el și în live-ul trecut și ai mai spus ceva în live-ul trecut foarte important care ar trebui să spui. Acest summer rally a fost datorat faptului că s-a anunțat o recesiune și o să credeți că ăsta e un paradox, dar de fapt nu e adevărat, pentru că piețele de capital, în principiu, S&P 500 cu precădere, este un indice care este un forward looking, adică piețele pe chart sunt forward looking. Ce înseamnă asta? Că ele au o previziune de 6 luni a ce se va întâmpla. Asta înseamnă că atunci când s-a declarat recesiunea în America, o recesiune ce înseamnă? Că avem două trimestre cu GDP negativ. Atunci când se declară recesiunea, asta înseamnă că noi suntem... Hai să le explicăm la oameni pe scurt ce înseamnă GDP. GDP este produsul intern brut al unei țări, adică noi PIB-ul României. Atunci când creșterea economică a unei țări într-un trimestru este negativă față de cea anului trecut raportată la aceeași perioadă a anului trecut. Atunci când se declară două trimestre de creștere negativă, de GDP negativ, se declară recesiune. Aici în iunie, când s-a declarat recesiunea, asta înseamnă că America era deja într-o recesiune de aproximativ 6 luni. Adică lumea e un fel de buy the rumor, sell the news, dacă vrei să spui așa. Pentru că lumea a zis, băi, sunt într-o recesiune deja de 6 luni, cât timp mai poate să dureze chestia asta? Asta înseamnă că poate și poate fi un bottom. Ok, hai să cumpăr, pentru că nu mai poate să se ducă foarte mult în jos. Și într-adevăr, chiar așa a fost. Adică lumea, piețele au avut o reacție foarte bună, până când a fost acel moment de confluență, până când, într-un fel, lumea s-a întors la realitate și a observat că, totuși, situația economică nu e foarte bună. Dar acest summer rally s-a observat și pe piața de cripto, unde am avut acel run din 17.000 până în 25.000, care e o creștere destul de
destul de bună pentru Bitcoin, de 36%. În cripto, starul a fost Etherul, deoarece pe lângă acest summer rally, Etherul a avut știrea pozitivă legată de Ethereum Merge. Da. Că se trece care de câțiva ani deja tot pozitivă și nu se mai întâmplă. Exact, exact. Să vedem dacă se întâmplă în septembrie. Oricum, din punctul meu de vedere, este buy the rumor, sell the news. Adică nu va fi... Eu nu mă aștept și nu cred că avem de ce să ne așteptăm la o creștere explozivă a Etherului după ce se face merge-ul. Adică creșterea explozivă a fost asta. Am avut fix 100%. Deci s-a intrat la $1,000 și s-a ieșit la $2,000. Deci asta a fost creșterea care a anticipat acest Ethereum merge. Plus că peste 100%. Cred că 103% s-a dus. Da, dacă luăm chiar din cel mai jos punct până în cel mai înalt punct, avem 128%. Enorm. Wow, Dar oricum, rally-urile din bear market sunt foarte puternice. Adică dacă ne uităm pe Matic, Matic a fost o monedă foarte bună. Cine a prins-o? Avem o creștere de 230%, 224%. Adică și în bear market, și în bear market avem rally-uri foarte, foarte puternice. Deci, ca trader... așa pentru comunitate și pentru oameni, Harry, se pot face bani în bear market sau chiar indicat să facem bani în bear market? Ca trader se pot face bani oricând. Important este să înțelegi în ce condiții se află piața și să urmărești trendul. Adică niciodată ca trader nu trebuie să intri pe chart și să cauți să fii biased, nu știu exact cum poți descrie biased în română. Să fii să zic așa, ancorat exact, pe chestia asta de cumpărare. Exact, să fii ancorat, să zici, intru pe chartul de Bitcoin și astăzi vreau să intru long. Nu faci asta. Intri pe chartul de Bitcoin și te uiți să vezi exact ceea ce vezi în piață, te uiți mai întâi, atunci când faci trading, este foarte important să începi de la time frame-ul mare. Începi prima dată pe o săptămână și te uiți. Băi, uite că sunt într-un downtrend. Ok, dacă sunt într-un downtrend, asta înseamnă că partea favorabilă este să mă uit după short-uri. După. Îți confirmi această teză, intri pe daily, te uiți pe daily. Ok, băi, uite, am avut acest trend crescător, acum am avut acest trend line care a fost part și acum facem o consolidare fix la nivelul de 2017 ATH. În momentul acesta suntem puțin mid-range. Adică eu aici nu aș face trading pe time frame mai mare. Adică da, pe 4 ore, pe o oră. Poți să zici că acolo ar constitui niște momente foarte bune de acumulare dacă te regăsești în position trader. Exact, exact, exact. Sau pe partea de 4 ore sau oră, aici 100% se găsesc o grămadă de oportunități. Adică pe partea asta este, cred că, foarte ușor să cauți pe 15 minute pe oră. Dar eu, fiind un swing trader, recomand să așteptăm să vedem ce se va întâmpla ori atunci când va atinge nivelul ăsta de 21.000, ori când va atinge acest range low de 19.000. Momentan, nu știu exact ce se va întâmpla și prefer să stau on the sidelines. În bear market este foarte important. Un trader bun este bun și dacă știe atunci și dacă știe să aștepte. Adică niciodată nu trebuie să fii, niciodată nu trebuie să intri în piață și să zici astăzi trebuie să intru într-un trade. Mâine trebuie să fac 10 trade. Trebuie să aștepți să ți se declanșeze exact momentele acele lucruri pe care vrei tu să le vezi atunci când intri într-un trade. Și foarte, foarte important, de altfel, să le mai spunem oamenilor ce ne-a spus în live-ul trecut, trebuie să le spunem și în live-ul ăsta, trading-ul nu funcționează pe pattern-uri. Mintea noastră se bazează aproape totalitate pe pattern-uri. De asta încercăm mereu să vedem trading-ul după un tipar. Nu există reguli în trading. Trading-ul e extrem de adaptiv și fiecare moment poate influența următorul moment. Exact. Știrile ce pot să facă îi să accelereze un moment care era cumva, să zici, predispus, poate e foarte dificil să spui, dar poate pe acolo. Exact, exact. Eu cum văd situația actuală pe acest chart, dacă mă uit? Mai este un trick. L-ai folosit vreodată ca să-ți reduci acest bias de a intra long sau short. De exemplu, tu dacă preferi tot timpul să intri long,
poți intra pe chart și dacă folosești Option E la, pe MacBook sau Alt E pe Windows, îți întoarce chartul. Și astfel nu mai reduce acel bias, adică poți analiza chartul dintr-o altă perspectivă și în, poate... Exact. Deci ți-l întoarce cu fundul în sus, cum ar veni. Da, da, de astfel, da, da. Poate poți vedea mai clar unele lucruri fără să fii biased că tu vrei ca Bitcoin să ducă în 30.000, că tu ai Bitcoin spot. Exact. Întoarce-l invers și uită-te la bullish, la chestia de bullish dintr-o altă perspectivă, corect? Adică uite, eu întorc chartul și aici îl văd bullish. Adică eu dacă întorc chartul, eu văd așa. Eu așa o văd, sincer să fiu cu tine, Robert. Eu așa văd acest chart. Pentru că avem desenează-ne-l un pic așa pentru oameni. Cum vezi tu, Harry, acest chart invers? Deci, putem analiza foarte simplu. Deci aici am avut acest range, unde nu știu exact ce preț a fost pentru că chartul e inverted. Am avut un breakout foarte puternic, asta înseamnă că suntem într-un uptrend. Aici am avut un bull flag, să spunem. A fost o consolidare în care am găsit aici un suport. După acest trendline a fost testat odată, să zicem de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, am avut o consolidare fix sub această rezistență și am spart-o agresiv acum câteva zile și acum facem o consolidare fix între undeva între range-uri, adică facem o consolidare fix între acest nivel de preț unde s-a spart trendline-ul și fix între, să spunem, high-ul acestei formațiuni. Sincer, eu cum văd această situație, fără să fie, să spunem, afectată de alte evenimente, nu știu, ceva vreo știre foarte negativă sau se întâmplă ceva pe plan economic, această formațiune are șansă mult, mult, mult mai mare să meargă ceva de genul. Vom avea un... Vedem că a spart trendul. Da, vom avea o continuare de trend aici. Poate vom întâmpina puțină rezistență aici și să spunem că o să stăm un pic prin zona asta. Și după, în cele din urmă, vom testa această zonă, care această zonă eu am semnalată pe chart, deoarece am avut aici, în 2017, am avut aici niște confluențe de preț aici, am avut niște, un suport, să-i spunem, în momentul ăsta, chartul fiind inverted. Am avut un suport unde s-a dus, am avut o mișcare de minus 80%. Deci să zicem că prima zonă pe care trebuie să o testăm este aceasta. Și acum hai să vedem dacă întoarcem chartul. Este un target de 16.700. Repet, deci din perspectiva ta, bottom-ul n-a fost la 17.600. Nu, din perspectiva mea nu. Repet, contează foarte mult de datele economice care vor ieși luna asta în septembrie. Dar, din punct de vedere tehnic vorbind al chartului, acest low va fi cu siguranță din nou atins și chiar spart. Adică putem vedea o mișcare bearish clară care va testa cu siguranță acest range low. Sunt șanse foarte mici. Și hai să facem un measure acolo, să vedem ce procent însumează. Uite, ca să dau un trade. Ca idee, atunci când faci trading, este foarte important să ai un risk reward favorabil. Niciodată nu vei fi 100% corect cu toate trade-urile în care vei fi. Dar este și dacă nimerești jumătate din trade-uri și dacă reușești să-ți atingi targeturile în jumătate din trade-uri, dar tu ai un risk reward de 2 la 1 sau de 3 la 1. Adică dacă tu faci 30 de dolari atunci când ai dreptate și pierzi doar 10 dolari atunci când nu ai dreptate, ești un trader foarte bun. Poți să câștigi 40% din trade-uri. Și are. Totuși vei fi un trader de succes. Eu cum văd aici un trade, ar fi să avem răbdare. Asta vorbind de time frame mai mare. Adică nu mă bag pe 15 minute pe oră, acolo sunt cu totul alte trade-uri. Adică poți face 100 de trade-uri pe o oră până când Bitcoin va atinge una din aceste zone. Putem avea un trade ceva de genul, care este foarte ok ca și risk reward, dar trebuie să vedem cum va reacționa, în primul rând, prețul când ajunge în zona asta. Dacă prețul va sparge instant zona asta, atunci clar acest trade nu este, este invalidat,
Dar dacă vom avea, să spunem, o mișcare de preț care va fi ceva de genul, să spunem că mai avem o consolidare câteva zile și după atingem pe aici și avem un bounce, un bounce, un bounce și stăm pe aici, eu aș intra într-un trade pe un range, la un range low, aici unde avem wick-urile acestea. Este foarte multă lichiditate, foarte multă lume așteaptă să cumpere la prețul ăsta. Cu un stop de aproximativ sub acest wick și okay, într-un undeva aici, în acest range high, în acest mid-range. Deci avem un risk reward de 2.14. Eu dacă pun 100 de trade-uri și doar 50% din aceste trade-uri sunt favorabile, eu voi avea un profit pe cont de aproximativ 50%. Să spunem, dacă faci 100 de trade-uri într-o lună și ai risk reward de 2, 2 la 1, dacă un trade îți iese și unul nu, atunci vei fi oricum pe profit, pe un profit destul de bun. Asta este cea mai mare regulă în trading, risk reward-ul. Uh-huh. Ce părere ai despre această, să auzim și părerea ta despre acest chart? Da, mi se pare foarte interesant. Nu cred nici eu de altfel că bottom-ul a fost la 17.600. Desigur că suntem puțin legați de situația macroeconomică, dar exact cum știți deja, perspectiva mea că piața cripto, de fapt piețele în general financiare, nu putem să le analizăm după știrile care ies, pentru că știrile după ce au ieșit, deja deciziile au fost luate, însă putem să ne conturăm sau să ne facem o viziune, să vedem unde am putea să ajungem și așteptăm update-urile de acum din septembrie. Dar un scenariu de 16.800 este cu siguranță mai mult decât posibil în punctele astea la cum arată piețele financiare. Și aici mă refer și la S&P și la Nasdaq. Cu siguranță. Respectiv. Scuze că te întrerup. Recomand cumpărare de Bitcoin Spot în această zonă. Este o zonă foarte, foarte bună de a cumpăra Bitcoin Spot, indiferent dacă el se va mai duce încă 10% în jos, poate chiar să spunem 19%, 20%. Adică aceste zone deja de acumulare de Bitcoin pentru următorii 1, 2, 3 ani este o zonă foarte, foarte bună. Dar repet, tradingul nu este spot. Adică puteți cumpăra aici spot, eu recomand pe deplin aici, mai ales aici și poate chiar mai jos. Dar de trading trebuie să vedem cum reacționează prețul la aceste nivele înainte să intrăm într-un trade. Adică eu nu voi lăsa pe această poziție, nu voi lăsa order-ul pornit și plec în vacanță. Voi urmări să văd exact cum va reacționa prețul aici în zonele astea. Așa e. Niciodată. Da, și DCA-ul cred că e foarte important. Da, exact, exact, da. Mai ales dacă vrei acumulare pe termen lung. Adică eu personal fac DCA în momentul ăsta. Adică fac DCA pe Bitcoin. Sub 20.000 mereu cumpăr. Deci fac DCA pe Bitcoin și fac DCA pe încă câteva altcoin-uri pe care le vom afișa în grupul de Discord. Sunt niște altcoin-uri foarte, foarte puternice. Aveți detalii despre grupul de Discord pe care dorim să îl construim? O micuță școală, puteți să spunem, mai modest, așa, o micuță universitate unde o să fie Harry, care este unul din profesori alături de mine, și o să mai fie alți câțiva oameni importanți ca și profesori în timp. O să fie... De fapt, aveți în descrierea acestui clip toate detaliile și ca să puteți să urmăriți pe de-a întreg procesul, vă invit cu drag, cu respect, să mă urmăriți pe Instagram la story-uri, pentru că fiecare zi postez și cred că o să puteți să rămâneți updatați și o să vedeți exact și când iasă grupul. Noi am spus că poate undeva duminica aceasta, luni, o să fie gata, însă o să vedem exact. Vrem ca toate lucrurile să decurgă foarte bine. De asta vă invit să mă urmăriți. Nu uitați să dați like la acest clip și, pe scurt, astăzi am recomandat o poziție de entry a EGLD-ului în zona de 51-55 aproximativ. Eu acolo am acumulat, deja sunt în profitabilitate și am spus că o zonă de distribuire ar fi în zona de, ok, hai să intrăm,
Hai Cred să că fac pe eu aici. un... Cred că aici, dimineața, ai anunțat-o. Da, stai numai puțin să fac și eu un share screen. Ok. Vede, tu vezi, Harry, tot ce se întâmplă? Da. Bine. Deci, aici o acumulare în această zonă, am văzut-o destul de importantă, unde a tras linia asta orizontală roșie, cu o posibilă distribuție la 53,33 strict spot EGLD. Prețul, putem să spunem că s-a instalat o micuță rezistență, dacă vreți așa, în zona asta de 52,88. Nu am ieșit din tranzacție, da? Dar sunt în profit în momentul acesta și fiecare dintre dumneavoastră, deși aici s-a mai instalat un nou suport, după cum bine vedeți la 51 și 10, sper că nu v-ați speriat și ați vândut în minus, dar la cum arată prețul BTC-ului, nu avea nicio șansă să facă astăzi un dump până în 16.000, să vedem un flash crash, deci nu era posibil ca EGLD-ul să meargă astăzi în zona de $40, să vă panicați, deci sper că nu v-ați panicat și ați vândut și totuși cei care ați intrat aici, unde e linia asta orizontală, după cum bine vedeți, nici eu nu am distribuit aici în zona asta, încă sunteți pe profitabilitate. Încă am așa un feeling, nu mă sperie absolut deloc, am așa un feeling că această zonă de 53,33 poate fi atinsă dacă dăm puțin un zoom out cu ușurință, dacă ne mutăm pe un time frame de o oră, da? Deci nu văd un chart bearish în punctul acesta. Nu știu, Harry, cum îl vezi tu. Deci la un main target, să zic așa, cred că ar fi destul de rezonabil o distribuție în 53,33. Undeva între 53 și 54 este nivelul logic, da, în care ar trebui să se retragă prețul. De asta când am recomandat tranzacția asta, de fapt am recomandat-o, că nu sfaturi financiare. Eu pur și simplu v-am arătat în ultima săptămână tranzacțiile în care am intrat și cine a vrut să le copieze, le-a copiat. Foarte mulți mi-au trimis mesaje că ați făcut, unii care strac mai puțin bani, $50, $100. Am primit un mesaj cu cineva care cred că a făcut un profit de $400 și chiar m-am bucurat foarte mult pe semnalele pe care eu le-am dat la mine pe story pe Instagram în ultima săptămână, semnale simple, de spot, cu profit între 2 și 6%. Ce crede de cuvință? E foarte important să ai un risk management când vine vorba de trading, să nu te bazezi pe pattern-uri, dar mintea noastră funcționează pe pattern-uri, de asta încercăm să asimilăm tot timpul trading-ul cu anumite pattern-uri. Fiecare moment poate să influențeze următorul moment și să aveți un plan în fiecare zi, adică să vă stabiliți în fiecare zi o marjă de profit la care voi sunteți mulțumiți. Când ați atins marja aia de profit, uite, dacă vă uitați, de exemplu, hai să ne mutăm aici, pe TradingView, nu am mouse-ul cu mine, deci o să meargă destul de... ok? Deci, din zona asta, okay, până în zona asta, avem un profit de 3%. Da, deci avem un profit de 3%. 2,98. Deci dacă voi v-ați fi stabilit marja de profitabilitate de 3% și ați acumulat aici în zona asta unde eu v-am recomandat 51,50, 51,50, 51,70, aici oricum era o zonă destul de interesantă de acumulare și de ce am văzut-o eu așa? Let's take the brush. Am văzut chestia asta. Da, am văzut chestiile astea. Da. Și, nu știu, mi-a plăcut mie. Pentru cei care m-ați urmărit live-ul, numai că eu am trasat-o aici mai sus. Așa aș fi crezut. Să știi că ai o confluență și de un Fibonacci retracement acolo, fix pe 0.382. Deci dacă dai din... chiar acum uitam. Deci dacă dai din cea mai joasă zonă, mă rog, eu vorbesc pe one day, okay, din cea mai joasă zonă, de la 38 până în high pe 69, suportul ăsta de 49.50 pică fix pe 0.382, unde este o zonă foarte, foarte importantă de continuitate practică. Exact. Și da, inițial, dar încă cred că asta e o zonă bună. Este, da, de, da.
de take profit. Și atunci, chiar dacă trebuie să stau până mâine, aici aș avea undeva la... hai să facem așa. Simplu. Undeva la... Hai, pune 4, las-o mai jos, că am tras-o de mai jos, în fine. 4,4%. Ceea ce mie mi se pare destul de rezonabil chiar în două zile. Asta ar veni 2% pe zi. E mai mult decât rezonabil. Vorba mea, plus că e perfect. Deci când vine vorba de trading, foarte important. Un plan, bă, astăzi 2%, la 2% ies. Ok, ai ieșit, vezi că merge mai sus. Nu mai intri, nu mai faci nebunii de genul ăsta. Ți-ai marcat profitul, în ziua aia nu mai tranzacționezi, poți să te oprești. Și aici vorbesc strict de spot. Mai ales pentru cei care sunteți la început de drum. Mâine, de exemplu, sunteți devalorizați cu minus 1% din portofoliul dumneavoastră. Da? Dau un exemplu. Ați intrat în trade aici, ați văzut că merge mai sus, da? Și mergeți mai jos. Da? De exemplu. Deja, ok. Hai să zicem. Minus 1% din portofoliul dumneavoastră. Da? Un stop loss. V-ați oprit numai tranzacționați în ziua respectivă. Foarte important. Pentru că dacă nu aveți un risk management și nu aveți o chestie din asta asupra... În trading foarte mult ține de psihologia noastră. Dacă nu știți când să vă opriți și nu știți când să dați take profit-ul, nu aveți un plan bine stabilit sau prestabilit, o să eșuați. De asta eu mă mulțumesc cu orice profit între 1 și 6%. Imaginați-vă, 30 de zile. Ok, din 30 de zile, în 3 zile nu intru în tranzacții pentru că nu mă simt sigur, mai puneți 5 de minus 1% și restul toate între 2 și 6%. Nu-i bine? Asta e întrebarea mea. Mi se pare foarte bine. Aici, numai puțin. Ok. Dacă mergem... Oh, I love it. PIR USDT, da? Văd aici... Hai să punem... Da, un suport destul de interesant. Zic așa, uitându-mă pe BTC, mutându-mă pe time frame de 15 minute, dacă, atenție, dacă BTC-ul ajunge în zona asta, la handicap de 15 minute, o să vedem PIR-ul că sparge acest suport. O să spargă cu foarte mare încredere, nici nu o să stea pe gând. Ceea ce ar reprezenta, din punctul meu de vedere, o zonă foarte bună de acumulare pe PIR-ul USDT, cu o distribuție, atenție, tot în această zonă, 3-4-3-3-4-2. Scurt, când vine vorba de PIR, nu știu, le simt. Le transionez atât de bine încât nu mă poate surprinde nimic la PIR. Ieri am performat o tranzacție, cred că pe asta ai copiat și tu, Harry, aici, în zona asta, 3,56, cu o distribuție la 3,70. A fost marjă de profit de aproape 3%. Exact, da. Pentru mine a fost mai mult decât satisfăcător. Uitându-mă acum puțin și pe ETH. Asta pe Ethereum. Hai că te las după aia pe tine să îl mai analizez puțin, după care o să facem o încheiere. Uitându-mă pe ETH. Cred că momentul important de... hai să dăm pe daily. Da, exact cum ai spus și tu. Să ștergem. Ok. Momentul important, da, creșterea asta nebună, de aproape 120 ceva la sută, cred că deja, cum ai spus tu, s-a întâmplat. Acum o să... Putem să vedem în 15-16 septembrie mare inovație cu ceva update-uri prin 7-8 septembrie. Da, ETH 2.0, Ethereum Merge. Nu o să văd... Deci atâta vreau să vă spun. Scenariul care s-a întâmplat în urmă cu un an pe ADA Cardano, când se vorbea de smart contracturi. Trebuiau să vină în 11-12. Charles Huskinson a anunțat chestia asta și în 7-8 în 7-8 septembrie Cardano, dacă mă amintesc bine, a avut un all-time high. Cred că 3 și puțin, 3,1 în fine. Și toți credeau că o să meargă în jurul prețului de 4, să aibă un spike nebunesc în 11-12 septembrie și nici măcar nu s-au mai concretizat smart contracturile. Același scenariu aș putea să-l simt, nu știu de ce, și când vine vorba de ETH 2.0. Cred că să zic așa, marea întâmplare, marea nebunie s-a întâmplat cu un potențial, să zic, de creștere 10-15% în ziua ETH Merge. Da. Dar nu l-aș vedea mai sus, nu știu.
Ce părere ai tu, Harry, o analiză asupra pieței în punctul ăsta a ta ar fi destul de importantă? Imediat, doar vreau să ne mai uităm pe ce s-a întâmplat în ultimele 7 zile când vine vorba de spațiu cripto, adică de lichiditățile. Aici, practic, avem toate lichiditățile stocate în momentul de față în spațiu cripto. Da, total cryptocurrency market cap, global cryptocurrency charts, conform datelor celor de la CMP CoinMarketCap, da, le-am avut la 1,46 trilion și după care vedem 1,46 trilion de dolari, după care vedem o scădere destul de importantă, o tentativă de urcare aproape de zona de 1 trilion, da, unde e această linie. Da, dacă o vedeți unde e mouse acum, nu a mai ajuns deloc la zona aceasta, da, deloc, și aici am avut iar până la, deci asta s-a întâmplat nici nu văd exact, 2009. Deci astăzi la un moment dat am avut parte, da, astăzi, dacă nu mă înșel, da, am avut parte de niște lichidări impresionante în piață. Am ajuns până la 932 de miliarde de dolari. Volumele s-au păstrat destul de bine la 62 de miliarde. Dar după care am avut o... Hai să ne uităm în ultima zi exact. Uitați aici. Na, spuneți-mi voi mie că asta nu e o manipulare de piață. Aici niște balene s-au jucat cu spațiul cripto. Cred că BlackRock iarăși face de cap. S-au trezit niște giganți pe acolo care n-au să facă și-au făcut de cap. Și după care a avut iar un spike la 974 de miliarde. Deci... Da, numai niște fonduri de investiții gigantice au atâtea lichidități, enormous. Lichidități foarte. Până la 906, vă dați seama, aproape că a mers sub 900 de miliarde de dolari. Incredibil. Și ne mai uităm la 380 de miliarde. Suntem sub 400 de miliarde de dolari market cap pe BTC, sub 200 de miliarde pe Ethereum. Dominanța ETH, dominanța Bitcoin a scăzut și a crescut dominanța ETH în favoarea BTC-ului, dar deja lucrul ăsta îl știm, vedem că market cap-ul ETH este destul de fain. Harry, ce părere ai? Te las pe tine cu un share screen pe ETH ca, și să finalizăm. Totodată vă rugăm să ne lăsați, să încercăm să fim scurți, Harry, și să lăsăm oamenii să pună întrebări. Trebuie să oprești tu share-ul ca să pot să-l pornesc eu. Ok, vă aștept cu un subscribe aici pe canal, un follow pe Instagram, like la acest clip. Ok, deci vorbeam de ETH, ai vorbit prima dată, da. Și de nu uitați, comunitate, până vorbește Harry, scuze Harry, foarte important să lăsați aici întrebări. Că o să luăm vreo 2-3 întrebări, Harry, cât de scurt și impactant. Sigur. Scurt, despre ce vorbi și tu despre dominanță, avem aici pe chart, puteți vedea pe TradingView, puteți pune trading total, astfel puteți vedea grafic pe lumânări acest total, putem vedea că suntem într-un range, aici este o rezistență foarte mare, am avut o dată rezistență, suport și acum transformat într-o rezistență foarte, foarte mare. Adică aici putem să spunem că revenim un bull run doar dacă vedem o spargere aici de 1,2 trilioane. Până atunci suntem în bear market. Eu cum văd, va trebui retestată zona aceasta de 813 miliarde, care, din punctul meu de vedere, va fi sincronizată cu această zonă de 16.000 de dolari pe Bitcoin. Vorbind de Ether, exact cum ai vorbit și tu, Ether a avut parte de o creștere foarte bună datorită acestor știri de Ethereum Merge, datorită Summer Rally-ului pe care l-au avut toate piețele. Am avut o creștere de 130%. Și în momentul acesta, din punctul meu de vedere, și din punctul meu de vedere, la fel ca al tău, Ethereum Merge nu va mai avea foarte mult efect asupra prețului. Adică eu cred că dacă va avea în intraday un 5%, e bine. Dar nu cred, pentru că deja a fost un buy the rumor, sell the news în avans. Cum văd Ether-ul? Eu personal aștept Ether-ul aici, în rezistența aceasta, care este un major resistance. Dacă puteți vedea, este una din cele mai ușoare rezistențe pe care le puteți vedea pe cripto și pe un chart care este destul de popular în principiu. Deci putem vedea aici
ca să vă dați seama, aici avem chartul pe 3 zile, adică fiecare lumânare reprezintă 3 zile. Avem aici o acumulare foarte mare de preț în zona asta, înainte de bull run, unde Ethereum s-a pregătit să plece. Avem odată un suport al anului trecut, în 2021, după de aici a plecat foarte tare și s-a întors din nou înapoi în zonele acestea. Eu aștept personal Ethereum după ce a spart acest trendline ascendent. Odată cu, cum să spun, nu se mai vorbește de Ethereum, mergea de mult, toată lumea știe ce se va întâmpla, este din nou inflația, toată lumea este speriată de economie, a spart trendline-ul, a spart din nou acest suport și suntem sub el. Eu personal aștept un trade ca idee ceva de genul. Un short position, cred că este foarte un trade cu foarte mare șansă de succes, până pe aici în zona aceasta de 1900 și cred că ne putem duce chiar într-un, haideți, prima dată să spunem un risk reward de 2.3. Deci minim în zona asta de 1250 dacă va fi rejected aici în zona aceasta. Cum ai spus și tu, dominanța Ether-ului continuă să crească. Asta este Ether versus Bitcoin. Adică suntem la un nivel foarte bun. Deci Ether-ul versus Bitcoin este bullish. Putem vedea că aici avem o rezistență. Dacă reușim să spargem, așteptați-vă la o creștere mare a Ether-ului raportat la prețul Bitcoin-ului. Dar nu înseamnă neapărat că Ether-ul va crește. Adică dacă Bitcoin-ul scade cu 30% și Ether-ul scade cu 10%, acest chart va fi ascendent. Dar asta nu înseamnă că vom avea parte de creștere pozitivă pe preț. Dar putem tranzacționa ETH-BTC. O să vă arătăm mai multe lucruri și cum putem face mai multe artificii de trade-uri pe aceste tipuri de perechi, de exemplu Ether raportat la Bitcoin. Deci chiar dacă Bitcoin-ul stă, chiar dacă Ether-ul stă, noi putem totuși face bani pe aceste tipuri de perechi, pe ETH-BTC. Nice. Vrei să mai vorbim despre anumite monede sau? O să ne uităm puțin, hai să vedem, să încercăm să răspundem la întrebările oamenilor. Ce v-aș ruga foarte mult? Like la acest clip, distribuire pentru cei care sunteți interesați. Mai stăm undeva la 15, poate 20 de minute. Un lucru fain ar fi să faceți un screenshot sau un video la ce se întâmplă acum, la discuția asta, să o postați pe Instagram, să-mi dați un tag acolo și o să vă dau repost. Pentru cei care mă urmăriți, pentru cei care ne urmăriți acum, e fain lucru acesta. Să citiți descrierea acestui clip, pentru că acolo o să aflați despre grupul nostru, unde o să avem discuții, unde o să fie două tipuri de membership de început, unde o să fiu eu, Harry, și o să mai vină niște profesori foarte importanți pe partea de trading, care să vă asigure un suport și o perspectivă foarte important asupra acestor lumi. Ok. Merge în seara asta BTC la 20.000. Dacă ne uităm în punctul ăsta, este la 19.800. Harry, cum crezi tu că închidem ziua scurt BTC? Eu cred că închidem ziua de astăzi peste 20.000 de dolari BTC-ul. Exact, tot peste 20.000 l-am închis și ieri. Sincer, este o mișcare doar de 1%, adică este e destul de probabil. Da, este destul de probabil, da. Este și foarte greu să prezici mișcări atât de mici. Aici avem o acumulare de preț. În principiu, prețul în momentul acesta stă fix pe 2017 ATH, care poate fi considerat un suport. Deci nu m-ar mira să vedem de aici o creștere a BTC-ului, poate chiar în 21.000. Că va fi în seara asta, că va fi peste două zile, eu sincer mă aștept undeva la o atingere de zona asta, unde voi căuta să intru short. Uh-huh. Hai să vedem. Theta Network, o părere. Nu pot să zic că am studiat ecosistemul celor de la Theta Network foarte mult. Poate... Chart-ul arată cam cum arată toate. Adică am ajuns într-o zonă unde am găsit un suport pe daily, pe weekly, dar momentan, așa cum am spus și mai devreme, totul este dictat de BTC și de ETH. Adică, oricât de bullish se pare o monedă, foarte mici șanse ca ea să plece singură,
singură independentă de piață. Asta vorbind de monede mari, adică top 100. Foarte, foarte mici șansele ca, de exemplu, AVAX, chiar dacă arată bine pe chart, chiar dacă ți se pare ție că AVAX a găsit un suport și este bullish, foarte slabe șanse ca AVAX să plece într-un uptrend fără să ia împreună cu ea restul pieței. În principiu, Bitcoin și Ether dictează toată piața și apoi restul monedelor le urmează. Într-adevăr, unele au swing-uri mai mari, unele au alte nivele și ne adaptăm în funcție de fiecare lucru. Ce părere ai de Terra Luna Classic va exploda? Încep eu cu o scurtă părere și o să vă dau un exemplu destul de interesant. Exact atunci când ai o mașină, mergi cu ea pe drum și la un moment dat motorul nu mai e fiabil, explodează, nu mai e bun, tu îl schimbi, înțelegi, dar deja paguba e făcută, te costă reparațiile, te costă o grămadă de nebunii, pe mulți oameni au costat sute, încep de la sute și mă duc așa frumos, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane și pe unii zeci de milioane i-a costat. Din fericire ieșiți mai ieftin cu motorul, da? Însă tot schimbat rămâne, tot trebuie să-l schimbați. Deci eu văd Terra Luna Classic un motor schimbat, o tentativă a Terra de a reintra în piață. Când vine vorba de Terra, o să las pe Harry, pentru că Harry a avut ceva investiții solide în Terra și el are o mult mai mare autoritate să vorbească despre chestia asta. Sper că nu te-am supărat, Harry, cu afirmația paralela asta cu motorul. Nu, Doamne ferește, nu. Da, cred că proiectul e destul de periclitat. Da, am fost un investitor foarte mare în Terra Luna, am înțeles exact mecanismul, ceea ce vom face și pe grupul de Discord, vom căuta monede care au matematic șanse mult mai mari decât restul monedelor să crească. Cum vom face asta? Vom căuta monede care prin tokenomics au nevoie de mult mai puțin capital sau beneficiază și de alte push-uri din alte zone pentru a face prețul să crească. De exemplu, la Luna, cum a fost gândit mecanismul de la Luna când exista moneda principală, pe lângă specula pe care fiecare investitor o făcea în bull market și astfel cumpăra Luna, prețul creștea în sus datorită order book-urilor, prețul Lunei mai și creștea deoarece ea era... ea era legată de UST, și astfel încât atunci când cineva cumpăra, să spunem, $1,000,000 în UST, să dădea burn la $1,000,000 în lună. Burn înseamnă că, practic, dispăreau din circulație $1,000,000. Adică eu dacă cumpăr UST sau dacă cumpăr Luna, era exact același lucru. Și astfel încât creșterea Lunei, atunci când funcționa cum trebuia să funcționeze, era practic împinsă de două monede. Odată era de UST, care avea market cap de 16 miliarde, și odată era de Luna, care avea market cap de 26, ceva de genul. Am avut investiții, a fost moneda în care am avut cele mai mari investiții. Din fericire pentru mine am ieșit cu două zile înainte, dacă avem timp, Robert, o să povestim, dar la un alt live, exact. O să facem un alt live, pentru că atunci când Harry zice că a avut investiții, vorbim de niște sume la care poate puțin dintre dumneavoastră vă puteți gândi așa când stați la cafea. Da, deci, este o poveste foarte interesantă și eu cred că sunt foarte multe lucruri de învățat de atunci, adică chiar am învățat foarte multe lucruri din... Poate într-un... O să avem și... Putem face un separat să povestim toate deci evenimentele. Chestia asta o să fie în probabil ca AMA pe grupul de premium pe Discord, pentru cine o să vină ca premium membership. O să discutăm despre subiectul ăsta, pentru că acolo o să avem cel puțin un AMA de o oră, cel puțin o dată pe lună, pe Premium Membership. Și pe Light Membership, care o să fie la 15 euro abonament pe lună, pe grupul pe Discord, pe micuța școală pe care o creăm, micuța universitate, dacă putem să numim așa, o să fie undeva la 30 de minute un AMA pe lună, pe lângă semnale și toate cele. Și o să discutăm probabil și parcursul tău cu Terra Luna și ce pot învăța oamenii din ce ai făcut tu, pentru că în toată nebunia aia ai ieșit impresionant și mă bucur foarte mult pentru tine că ți-ai recuperat lichiditățile, adică ți-ai recuperat. Chiar ești pe plus
ceea ce e o lecție importantă pentru cei da, care am un average aici. De 50x, cam așa. Dacă stau să trag linie, cam așa un 50x. Deci voi auziți acolo 50x pe tera lună, adică ați băgat $1000, un exemplu, și el a rămas cu toată nebunia și cu creșul și cu așa mai departe, o mai rămas cu, dacă a băgat 1000, doar un exemplu, da, o rămas cu 50.000. Deci asta cât vine? 50x, 50.000%? Da, sau 5.000%? 5.000%, nu? 5.000, da. Da, 5.000%. Ok, hai să vedem o întrebare. Îmi poți răspunde și da, mie la întrebare. Și rămăsesem la luna C, luna clasic. Da. De ce este acest spike pe luna clasic? Nu știu dacă ai văzut, Robert, nu știu dacă urmărești. Sincer, nici eu nu prea mă urmăresc atât de mult, adică got over it, știi? Ce a fost, a fost. Este deoarece au anunțat un mecanism de burn de 1.2% per fiecare tranzacție pe care se face. Deci astfel eu, de exemplu, dacă îți trimiți $1000 acum prin luna C, 1.2% din acea sumă se va arde sub formă de fiuri. Nu știu ce să spun. E un semnal bullish, dar de aici vine acest spike. Nici măcar nu știu ce market cap pare, pentru că acum este și luna clasic și luna USDT. Deci, na, avem două monede diferite. Okay. Mulțumim de aport. Hai să vedem, mai luăm o întrebare. Îmi poți răspunde și mie la întrebare ce părere aveți despre noua alianță BRICS care își va lansa moneda? Poate destabiliza dolarul? Ok. BRICS lucrează la o nouă monedă de rezervă globală, practic, și la un mecanism alternativ pentru plățile internaționale. Practic, președintele Putin a declarat miercuri că țările BRICS, da, adică Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, lucrează în prezent la crearea unei noi monede de rezervă la nivel mondial. Acum, problema creierii unei monede de rezervă internațională bazată pe un, să zic așa, coș de valute ale țărilor noastre este în curs de rezolvare, cumva. Deci, asta se vrea declara ei. Întrebarea cu detronarea dolarului. 1. Dolarul este aici să rămână. Dacă o să detroneze cineva dolarul, euro și așa mai departe, nu o să fie BRICS, nu o să fie nimic, nimeni și nimic decât BTC-ul. Chiar dacă sună puțin așa a clișeu, ne vorbesc aici poate pe o perioadă de, nu-s Nostradamus, dar pot să mă uit în trecut, să văd cum avansează lumea, să văd cum avansează tehnologia care ne acaparează viețile de la zi la zi și pot să văd cum ne digitalizăm. Deci într-un secol digital are logică să creezi un aur digital. Ceea ce înseamnă că și ar putea să detroneze aceste instrumente financiare care deniesc în piața macro de câteva secole, ar putea fi doar BTC-ul. Nici în un caz BRICS-ul. Și în viitorul chiar semi-îndepărtat nu aș vedea nimic să detroneze dolarul sau euro într-o așa măsură sau manieră. Pentru că dolarul este, putem să spunem, un gigant. În punctele astea vedem că a depășit la un moment dat și euro pentru prima dată în foarte mulți ani și a stat pentru prima dată în luna trecută, a fost la egalitate cu el, după care l-a și depășit la un moment dat. Chiar dacă dolarul nu mai este sprijinit de trezoreria Americii, adică nu mai este sprijinit de aur, cum era sprijinit după finele celui de-al doilea război mondial, adică prin anii 1918, când s-a terminat de-al doilea război mondial, aurul din Europa s-a mutat în America, pentru că America cumva a câștigat războiul și avea să fie țara care proteja aurul, să zic, la nivel macro, da? Dar începând cu războiul rece, 1950, vedem că ușor-ușor America și-a retras sprijinirea dolarului, deci dolarul nu a mai fost backed up cu aurul, dar asta n-a împiedicat dolarul să fie validat în piață, să crească ca și putere și să fie o monedă de schimb, mai ales pentru America, foarte, foarte importantă. Și vedem că
în momente ca în criza din 2008, a doua cea mai mare criză din istoria ultimului secol, pentru că prima am avut-o după 1930, marea criză, dacă putem să-i spunem așa, în a doua cea mai mare criză, în sfârșit, oamenii aveau, trebuiau să câștige și să nu rămână pe drumuri, să câștige lupta împotriva cu băncile, pentru că băncile au dat faliment, dar vedem că America a făcut ceva inedit, și anume că a sprijinit băncile cu aur. A intervenit trezoreria și... Da, deci în momente de criză, lucrurile nu deviază chiar așa și trezoreria e acolo, aurul mult este în America. Da, nu cred că BRICS va detrona dolarul. Cred că a fost puțin lung, dar v-am controlat o idee să nu se creeze panică. Harry, îți ascultăm părerea. Mulțumim. Și eu sunt de aceeași părere. Adică, foarte, într-adevăr, sunt foarte multe riscuri. Primul război, da, Ana Pavel. Primul război în 1914-1918. Ai spus tu din greșeală primul război mondial, al doilea război mondial, dar a fost pur și simplu. Ok, scuzați. Primul, da. Deci eu sunt de aceeași părere, adică singura detronare pe care o vedeam asupra dolarului era acum un an jumate, înainte de COVID, aveam așa o, cum să spun, erau câteva știri despre China, cum că pe viitor, până în 2030, China va detrona America. Dar din păcate, mă rog, nu știu dacă neapărat dacă din păcate, China în momentul ăsta trece prin niște timpuri foarte grele cu o criză pe real estate foarte, foarte majoră. Nasoală rău. Da, discutăm într-un alt live, că e mult de, da, mult de discutat. China, da. este ceva foarte, foarte grav ce se întâmplă, da, acum. Așa pe scurt, hai să le spunem oamenilor ce se întâmplă pe în China pe scurt cu piața imobiliară, practic. În ultimii... De când a început China să evolueze destul de mult din anii 2000, cam așa, de când a început să aibă un GDP constant de 7-8%, un PIB de 7-8%, căpăta foarte mult avans față de America și față de restul țărilor, adică chiar amenința numărul 1 putere mondială America, dar cea mare parte a economiei din China, pe lângă partea asta de mărfuri ieftine și de monede de lucru foarte ieftine, se bazează pe real estate. Prețurile de la real estate au fost pompate foarte, foarte mult de către guvern. Fiind un stat comunist, guvernul a intervenit foarte mult în... nu a fost chiar un free market pe partea de real estate. Și astfel, în ultima vreme, companiile care construiesc în China începeau construcția unui ansamblu imobiliar, deoarece prețurile au crescut în continuu. Lumea era sigură că prețurile acelui ansamblu va crește și astfel încât ei plăteau în avans acele construcții imobiliare. Constructorii luau banii de la banii primiți de la cumpărători, care erau totodată bani creditați de la bancă, și după începeau construcția unui alt ansamblu și tot așa, și practic se făcea un fel s-a făcut un fel de schemă Ponzi, astfel încât ca banii să fie practic transferați de la un ansamblu la altul, fără ca primul nici măcar să fie terminat. Și s-a ajuns într-un stadiu astfel încât lumea plătea în avans cu 2-3 ani constructorii să construiască blocuri pe care nici măcar nu le-au început. Adică sunt oameni care au plătit acum 3 ani construcția unui bloc care nu este nici măcar urmă de, cum să spun, urmă de voință de a construi acel bloc. Și în momentul acesta s-a ajuns practic la China este într-un prag de colaps, deoarece băncile au oferit niște bani oamenilor, oamenii au oferit bani acelor companii și acele companii practic au menajerat foarte prost fondurile, astfel încât au construit o schemă Ponzi. E o amenințare foarte, foarte mare în momentul ăsta, adică guvernul chinez se chinuie foarte mult să pompeze și să mai țină prețurile acestea sus ale imobiliarelor, dar din punctul meu de vedere și din punctul economiștilor mondiali, la nivel mondial, este pur și simplu o soluție temporară, adică la un moment dat va fi un breakdown al acestei situații. Din păcate, această situație ne va afecta pe toți, pentru că știți că anul trecut sau acum 2 ani, când a fost cu Evergrande,
Evergrande a fost primul semn că s-a întâmplat chestia asta. Exact. A fost primul mare constructor din China care a intrat în insolvență. Nu a mai avut bani să plătească creditele bancare. Dar acum este un fel de Evergrande ori 10. Doar că momentan, China fiind atât de shady și un stat atât de comunist, nu prea ies la suprafață știrile astea. Dar din ce am înțeles și din ce se vorbește, din ce am citit, situația este foarte, 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 foarte gravă. Problema este că China are investiții în toate piețele, în piețele europene, în piețele americane. Adică dacă se întâmplă ceva în China, exact, ei vor vinde foarte multe, foarte multe bunuri din ca state. să-și protejeze exact. Economia. Exact, exact. Dar are logică. Mulțumim mult, Harry, pentru aportul ăsta. Cred că a fost foarte bine servit și ați învățat cu toții din spusele lui Harry. Și pe care variantă se vor da semnale daily? Întreabă cineva, la pachetul cu 15 euro sau la cel cu 50 de euro? Se vor da semnale daily și la pachetul cu 15 euro și la pachetul cu 50 de euro. Însă la 50 de euro se vor da mai multe. La pachetul cu 15 euro veți avea undeva la minim 1 pe zi. La cel de 50 de euro veți avea undeva la 2. Minim 2, poate, dacă vedem oportunități și mai multe. Cineva ne întreabă cum am început. Asta e o altă discuție pentru o altă dată, că e foarte mult de discutat. Da, exact. Chiar este foarte mult. 5 criptomonede pentru viitor. Ce mult e de discutat și aici, dar așa pe scurt, din start, pentru viitor, long term, BTC, ETH, aș putea să spun, plaseze GLD-ul, aici, la duc înaintea dumneavoastră, aș alege un proiect pe partea de gaming, aș pune The Sandbox și aș mai alege unul pe partea de gaming, Peer, Valkenforge Peer, au propriul metaverse, îmi place foarte mult proiectul. Bun, bun. În fine, nu sfaturi financiare, dar asta vorbesc 2-3 ani de zile, proiecte puternice. Aș mai include acolo Matic. Ok, da, 100% și Matic. Da, este unul din cele mai bune Layer 2. O să explicăm exact ce înseamnă Layer 1, Layer 2. Da, asta o să discute pe grupul nostru, pe Discord, foarte mult, o să le parcurgem. Catena. Catena este o monedă cu foarte, foarte mare potențial. Este un proof of work, Catena. Unul din profesorii de care îți spuneam, care o să-l includem probabil în grup, e investit foarte mult în Catena, în KDA, da, care e un proiect bun. Nu se află în momentul de față în topurile 100 coin market cap, dar a fost și în a timp, fost, cred că e potențial de top 50, ulterior top 20, părerea eu mea. Eu sincer văd Catena la următorul bull run, o văd peste 50, adică văd aici un minim 35x. Au un max supply doar de un billion, au în circulație aproape 200 de milioane. Foarte, foarte strong, da. Foarte, foarte strong, da. Au și comunitate destul de puternică. Totodată așa repede, deci am zis două, da? Deci Matic Catena, Ether, da. Normal. Ether. BTC? Da, BTC oricum, dacă ești în cripto, ai BTC. Da. Un proiect pe gaming, cum ai spus tu, dar aici, sincer, sunt foarte multe și nu-mi vine niciunul în cap așa. Și aș mai da chiar Atom. Eu am mult Atom. Atomul este bine și pus la stack acolo. În bull market, cine avea în ecosistemul Cosmos Atom și încă o monedă Juno la stack și ai votat și votai pe anumite proposal pe governance, primeai airdrop-uri. Au fost airdrop-uri de o monedă Neta. Deci, deoarece avea Atom, primeai o monedă care se numea Neta, care a fost la un moment dat $2000 și au fost 11 monede. Deci airdrop-uri de 20 ceva de mii de dolari în plin bull market. E o monedă foarte strongă, Atom. Și are șansă foarte mare să crească, deoarece are staking ratio de 65%. Adică doar 35% din ele sunt în circulație. Mă rog, o să vorbim mult mai multe despre toate monedele. O să le luăm de la top 1 la top 100. Și exact. O să le parcurgem. Da, cam astea au fost update-urile noastre. Nu uitați să citiți descrierea acestui clip, e foarte importantă ca să aflați despre
grupul de discuții, școala, dacă vreți, micuța universitate pe care o creiem, eu împreună cu Harry, care este unul din profesorii, putem să-i spunem, universității. Avem două tipuri de membership, live membership la 15 euro pe lună și premium membership la 50 de euro pe lună. Vă încurajez să mergeți să mă urmăriți pe Instagram, foarte important, la story-uri, acolo o să vedeți exact când o să fie lansat, cel mai probabil săptămâna următoare, când o să fie lansat grupul, încă se lucrează foarte mult la el. Pentru cei care sunteți la început de drum, așa cum bine știți, aveți cartea mea despre Bitcoin, o întreagă revoluție, pe robertgrecu.com, pe site-ul meu oficial. Nu uitați să dați un like la acest clip. Dar dacă nu sunteți abonați, să vă abonați. Like-ul, în schimb, ajută foarte, foarte mult această comunitate. Și până data viitoare, eu împreună cu Harry vă salutăm cu mult respect. Vă mulțumim mult că ați rămas cu noi pe acest live. Pentru cei care nu l-au văzut de la început, vă rugăm să îl parcurgeți, să treceți prin el, pentru că sunt multe lucruri de consumat importante și o să înțelegeți foarte multe lucruri. Până data viitoare sau mâine, cum v-am obișnuit, pentru că în fiecare zi venim cu un nou clip, astăzi am avut clip pentru că am avut live, ne vedem la un nou clip. Cu voi a fost Robert Recu și Harry Edward. Vă salutăm cu mult respect. Toate cele bune. Îi mulțumim pentru participare. Pe data viitoare. Ok. Hai să-l închidem. Mă gândesc, Harry, că dacă îl închidem o să rămână salvat, nu? Cred că da.